Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! O situație neașteptat de confortabilă, cu siguranță, în clasament pentru FCSB, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în sezonul precedent, sau chiar acum. E adevărat că FCSB are 50 de puncte în 23 de meciuri. Ajunge la Luis Felipe. Pasa lui Felipe. Toarce. Minge deviată și prinsă până la urmă de Buzbuchi. Era foarte greu, a fost dezaxat acolo să mai întoarcă mingea asta și cu capul în pământ Crețu, dar de multe ori iese și trimisă la întâmplare. El a dat pur și simplu la întâmplare, la Ciofi. Gata, gata, se iasă un autogol, dar asta doar dacă ar fi fost total neatent Buzbuchi. Aici nu mai este Crețu și este ocazia lui Luis Munteanu, imensă! Ia să vedem. Asta ar fi faza. Nu e offside. Ba da? Cum? Îl ține Radunovici. Îl ține Radunovici în joc. Așa se vedea din unghiul ăsta. Mulți dintre jucătorii farului, era și foarte greu să țină ritmul din sezonul precedent. Nici nu mai sunt mulți. Tavi Popescu, bună pasă. Și șutul cu stângul a lui Băluță în portar. Pasa asta e bună. Pasa asta este bună. E adevărat că fără vârf de atac, fără să fie nimeni acolo, Băluță n-avea decât varianta asta, să încerce să dea la poartă sau eventual să-și întoarcă adversarul. Popescu, Băluță, mingea îl încurcă puțin, Felipe, Luis Felipe, mingea pe stângul, pe dreptul, șutul apărat de Buzbuchi, o minge deviată care l-a pus în dificultate pe portarul farului. Foarte lejer combină FCSB în careul advers, da. Careul cam rarefiat, fără mari aglomerări de jucători din defensiva farului. Minge recuperată de Tavi Popescu, Băluță, șutul lui Băluță, un pic alături. Șut cu stângul. Bună, bună și scoate cu piciorul. Scoate cu piciorul, nu este offside din nou, este a doua, a treia intervenție practic a lui Buzbuchi, dar asta mi se pare cea mai grea dintre toate. Nu e. Duso, Duso nu l ajută pe Duso faptul că e pe linie. Nu, dar și mai în spate era Gane, să știi. Ce greșeală, ce pasă greșită. Cheiroș a dat această pasă la adversar. Nu profită până la capăt Coman. Jucătorul echipei lui Hagi. Acolo a fost foarte bun șut care i-a anulat o variantă lui Cheiroș. Bate Coman la prima bară. Centrare prea scurtă, minge respinsă de vână. Coman din nou, FCSB are 5 jucători, lovitură de cap și mingea e în poartă. Mingea în poartă, Daoua văd că exultă. Nu, e Baba Al-Hassan, acum vedem. Baba Al-Hassan, scuze. Dar să vedem cine e cu adevărat autorul golului. Bine bătut cornerul. Ritualul FCSB, marcarea golului. Baba Al-Hassan în prim plan. Vedem ce se întâmplă. Baba Al-Hassan. Da, Al-Hassan. Baba. Mai degrabă, cred că îl lovește. E o minge deviată aici de cineva. Prins aici pe linia porții, portarul Buzbuchi. Eu cred că este autogolul lui Ganea, mai degrabă. Iese bine în Ghezana. Dar pierde mingea asta aici. Deaconu, acolo este vână lângă el, așteaptă, vine și Duso, primește Duso, care Duso, Luis Munteanu, 1-1.
se pare că ține în joc, dar offside, fii atent. Se duce să vadă, offside. Dezamăgire tabăra farului. Aici e. Pintează piciorul stâng, cred, al lui Daoase Șire. Și aici, tu înțelegi cum e? Și vreau să vedem proiecțiile. Și ce este? Ce e în offside? Nedelcu. Da, interesant asta, pasa lui Luis Munteanu din nou, n-a fost o pasă bună, Octavian Popescu, acolo este Coman, bună, atât că să nu poate ieși portarul, caută să-și facă un loc aici Băluță, Coman dă cu șpițul, cred. Dacă nu te subordonezi echipei, faci rău, ești o problemă și nu o soluție. Pasă acolo la Băluță, singur în fața porții. Poate că nu ieșea pasa. Au de poartă? Sau a dat simulare. Cred că a dat simulare. Da, de simulare, cartonaș galben. Logic. Este al patrulea cartonaș galben. Zici că e simularea asta? Că n-a dat în minge în Ghezana. Coman l-are în față pe Boli, centrează. Era Daslavescu, nu prinde poarta. Mare cu, nici pomeneală. Foarte bună pasa lui Coman. Foarte bună pasa lui Coman. Ratarea foarte lui capul pe spate, se ciocnesc, se dau cap în cap acolo. Ilia Dima are probleme acolo cu Cătălin Anghel, cu Hagi. Cred că, spun eu, e nemulțumit de decizie. Asta cerea Hagi. Că el a văzut de acolo că a dat primul în minge. Și fii atent că s-are și cu mâna. Dă penalti, bănuiam, miroseam că dă. Și înscrie. Înscrie Larie. 1-1 în prelungiri. Minutul 90+5. Nu vrei să spun ceva? Bine, s-a dus pe minge. Bate bine Larie penalti. Mă, le bate bine, să știi. Au sunt plasa laterală asta. Cu câtă siguranță dă pentru un fundaș central care, cred că singurele șuturi are la poarta ale lui Lari în acest campionat au fost penaltiurile. A bătut fost foarte bine, să știi. Uite, e pe minge. E pe minge. Mie mi s-a părut că a dat-o direct acolo, dar acolo a băgat-o Târnovanu. E pe minge. Așa este, așa este. M-am păcălit eu. Apărarea om la om, bate bine, pe lângă poartă! Daua! Cred că a închis ochii. Bine, să știi că și dacă închideai ochii aveai șanse să o dai în poartă. Dar cum îl scapă Luis Munteanu? Tu-l vezi pe Luis Munteanu, da, cum a rămas pe loc? Da, rămâne pe loc. Deci Luis Munteanu, care este clar că Daua este omul lui, nici nu vreau să mă gândesc ce-i făcea. Și se termină 1-1.